și vreau să vă mână acest buchet de flori pentru dumneavoastră, să bucure sufletul. Aici aveți un coșuleț cu 8 fructe, neapărat să le consumați, că ce este nevoie de vitamine, sau un miros că este greu. Șampanie ca să serviți în cinstea sănătății dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine surpriza? Cum da? Așa, spune și nouă. De la sora mea, Tania. Așa? E persoană? Da. Nu numai e o persoană, adică este din partea surorii Tatiana, cumnata unicușor și nepoțelul Valerică, care va transmite și un mesaj de felicitare. La mulți ani, scumpă mea surioară, 24 august, ziua în care ai venit pe lume, ziua în care ai bucurat inimile părinților noștri. 24 august este ziua în care mai adaugi un trandafir la buchetul vieții tale. Îți doresc sănătate, bucurii și fericire. Și fie ca buchetul vieții tale să înflorească tot mai frumos an de an. Distanța mă împiedică să-ți fiu alături în această zi, dar gândurile și urările mele de bine iau drumul către tine. Nu numai azi, ci mai în fiecare zi. În lumea asta totul se schimbă, doar un lucru rămâne cert. Ai fost, ești și vei rămâne sora mea. Dincolo de cuvinte, dincolo de timp, dincolo de distanță, îți dorim din tot sufletul multă sănătate, fie ca îngerul tău păzitor să fie mereu cu un pas înainte, să te păzească de tot ce e rău, cu mult drag, sora ta, Tatiana. Mulțumesc! Aveți uneați posibilitatea să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire? Cam emoții. Să fii sănătoasă! Și mulțumesc foarte mult de cadou! Eram fetițe de o șchioapă.